Doamnelor și domnilor, Simona Dragomir, să numă una bună dimineața. Neața, neața, bună dimineața. Ce mai faci, ce mai zici? Ce să mai fac, ce să mai zic? Da? Greu după weekend. Ne auzim? Ne auzim, la mine e mai complicat. Am înțeles. Ce ne-ai adus la sănătate? Astăzi vorbim despre hidratare. Mai ales acum în zilele călduroase de vară, este bine să știm să ne hidratăm corect. De ce este important? Păi, fără apă, organismul nostru nu ar supraviețui. Apa este folosită pentru a menține temperatura corpului, pentru a elimina toxinele și pentru îmbrăfierea articulațiilor. În concluzie, apa este esențială pentru noi. Cum ne hidratăm corect, cum combatem zilele fierbinți de vară, aflăm imediat. Dimineața cu Răzvan și Dani. Cum ne hidratăm corect vara? Vara avem nevoie de hidratare. Vara consumăm mai multă apă, respirator vorbind, dacă iarna undeva 150-200 ml de apă pe zi sunt consumați prin respirație, prin expir, vara consumă mai mult. Apoi vara transpirăm foarte mult și se elimină și o serie de săruri din organism și atunci echilibrul electrolitic este un pic e afectat. Vara avem nevoie de undeva 40-45 ml de apă sau de ceai neîndulcit pe zi. Apele minerale naturale sunt cele mai recomandate și chiar și cele carbogazoase care au, cele naturale vorbim, carbogazoase care au o serie de minerale, mă refer aici la sodiu și la potasiu, la magneziu, la ion carbonați, care sunt realmente benefici pentru sănătate în perioada caldă și mai ales atunci când facem efort, dacă mai și alergăm, mai notăm, dacă facem mult sport după amiaza sau la orele de vreme dimineața, la orele mici ale dimineții, atunci avem nevoie de reechilibrare. Ceaiul îndulcit, de asemenea, este recomandat în această perioadă la temperatura camerei. Lichidele reci nu sunt cele mai bune hidratante pentru că ele, în primul rând, pot produce o serie de dezechilibri la nivelul faringelui, adică ceea ce nu-i noi durere în gât, acea răceală. Dar la temperatura camerei ne ajută mult în stimularea digestiei și în creșterea absorbției mineralelor și vitaminelor. Avem nevoie de alimente care să ne țină să ne facă să ne dea senzație de răcoare și aici mă refer la băuturi îndulcite cu la ceaiuri aromate cu un pic de mentă, lămâie multă, ghimbir. Dar este adevărat că apa din legume și din fructe este asimilată mult mai bine de organism decât apa pe care o bem pur și simplu? Apa trebuie din fructe și din legume trebuie numărată la cantitate de lichide pe care o consumăm într-o zi, însă apa trebuie consumată și separat. Avem nevoie de hidratare între mese. Acea apă din legume și fructe, 80-90% se absoarbe foarte bine, se hidratează corpul foarte bine, dar avem nevoie de hidratare suplimentară, mai ales vara. Zilele călduroase de vară, nu uita să te hidratezi corect și ai grijă ca mesele să fie ușoare, sănătoase. Nu uita să îi oferi și pielii hidratare, o apă termală care te răcorește și îți calmează pielea. Și uite așa ne gândim să avem o vară superbă lipsită de griji.